numesc Inesa Schmidt, sunt în clasa 8-a și învăț la școala el. Am ales să vă prezint în acest reportaj viața bunicii mele, Inesa Buteanu, care a trăit atât greutățile celui de-al doilea război mondial, cât și urmările traumatizante ale acestuia. Ce vârstă ai? Am 77 de ani împliniți. Unde te-ai născut? M-am născut în Ucraina, într-un oraș pe malul Dniprului, Dnepropetrovsk. Cât timp ai stat în acel oraș? Până a început al doilea război mondial, am împlinit 6 ani și după aia, după ce ne-am întors din evacuație, din 44 până în 1961, când am plecat în România. Câți ani a avut fratele tău când a început cel de-al doilea război mondial? Fratele meu a avut 2 săptămâni și eu 6 ani. Cum ți-a afectat familia acest război? M-a afectat foarte mult, că am pierdut toată averea, tot ce am avut. Am lăsat acasă și am plecat. Am pierdut tată în război. Unde și cu cine v-ați evacuat din țară pe timpul războiului? Mama mea a lucrat la o școală militară de artilerie și când a început războiul și nemții s-au apropiat de orașul meu, elevii acestei școli de artilerie au apărat orașul și mama mea scotea răniții de pe linia frontului. Eu și cu fratele meu am fost la o școală, într-o sală mare și am stat pe pat și am așteptat până venea mama. Cât timp ai stat în Siberia? În Siberia ne-am evacuat în 1941. Am sosit într-un oraș în Siberia, Tomsk, și am plecat în 1943. Am început școala în Kazahstan, într-un oraș Ciu. Cum arăta orașul și locuința ta atunci când te-ai întors în Ucraina? Orașul nostru a fost eliberat de nemți în 1944 și atunci am pornit din Kazahstan spre Ucraina. Când am venit în orașul nostru, el era ras de pe fața pământului. Foarte puține clădiri au rămas în picioare. Restul, totul a fost la pământ. Ce vârstă aveai când s-a terminat al doilea război mondial? 10 ani aveam, neîmpliniți. Bănuiesc că ai trecut prin momente extrem de grele. Poți să-mi descrii unul dintre cele mai grele momente prin care ai trecut? Cel mai greu moment a fost... Primul moment a fost atunci când am fost pe linia frontului și vedeam cum zburau schije și bombe în jurul nostru și lângă mine un copil a fost omorât pe pat în școală. Și al doilea eveniment a fost când am pierdut în zăpadă din Sania pe fratele meu. Mama dimineața mă ducea la grădiniță și pe fratele meu la greșă. Și atunci l-am pierdut în zăpadă. Trebuia să ne întoarcem să-l căutăm. Mare noroc a fost că l-am găsit în zăpadă și asta a fost un moment foarte greu. Ce vârstă aveai? Vara ne duceam în tabăra cu militarii, cu cei care, de la școala de artilerie în Siberia, într-o tabără. Și mama mea venea foarte, foarte târziu, că ea lucra non-stop, lucra de dimineață până noapte târziu. Și eu, cum eram copilă, de 6 ani, am adormit, fratele meu a căzut de pe pat. Și când a venit mama, nu-l găsea nicăieri. Așa ne-am speriat că l-au furat tatarii. Erau acolo niște tabere de tatari. Până la urmă l-am găsit sub pat. Și așa am plâns și am fost foarte, foarte speriată.
Cum v-a descurcat pe timpul foametei din 46? Noi n-am răbdat foame, fiindcă aveam alimente de la școala militară și aveam și cartele. În oraș nu am suportat foame. Cum te-ai cunoscut cu bunicul meu? Bunicul tău a fost trimis de statul român în studenție în Ucraina, în orașul meu. L-am cunoscut când am intrat și eu la facultate, el a fost cu un an mai mare, și ne-am cunoscut eu în primul an de facultate, el în al doilea an, și așa am rămas toată viața. Acolo s-a născut și tatăl tău. Noi amândoi, fiind studenți, l-am avut pe tatăl tău. Ce vârstă avea tatăl meu când ați venit în România? Tatăl tău a avut 4 ani împliniți. Noi am venit în 27 ianuarie 1961. Cum? Și tatăl tău a împlinit 4 ani în 1961, în 15 ianuarie. Cum te-a afectat schimbarea de țară? Eu am avut mare noroc. Când am venit în România, am locuit la Hunidoara, de fapt, într-o comună minieră, Teluc. Noi amândoi fiind minieri, am lucrat la minele de fier din Teluc. Am fost primită foarte călduros, mi-a plăcut în România. M-a impresionat drumul când am venit cu trenul prin Bucovina și împrejurimile Teliucului foarte frumoase. Și oamenii cu care am lucrat au fost foarte călduroși, foarte primitori, așa că am avut mare noroc. Asta, România, pentru mine e a doua patrie. Îți mulțumesc foarte mult că mi-ai răspuns la toate aceste întrebări. Vă mulțumim că mi-ați urmărit reportajul. Rețineți, dacă ceva este suficient de puternic să te doboare, demonstrează că ești suficient de puternic să te ridici și să treci mai departe. Trecutul este un loc pe care îl poți vizita uneori, dar în mod sigur nu un loc în care să stai. Toată lumea visează la fericire, nu suferință, dar nu poți să ai un curcubeu fără ploaie.